Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Din nou despre scanerele defecte din familiile românești, dar de data asta și cu cifre precise. Știți rușinea, statul român a cumpărat încă din 2016 scanere pentru verificat camioanele ce intră sau ies din România. Ele însă, ce să vezi, n-au funcționat niciodată. Deși evident au costat o căruță de bani, un camion de bani, un tir de bani, ca să fim mulți bani. E bine, Curtea de Conturi a constatat că numai 2 ani, în 2018 și 2019, prin vămile românești au trecut necontrolate cu scanere, cu scanerele acestea care stăteau degeaba pentru că, ce să vezi, Sanchi erau defecte. Deci au trecut 316.608 vehicule ce transportau marfă. N-am zis tiruri, că poate nu au fost toate tiruri. Poate erau și dube, poate erau transport de marfă. Încerc să mă gândesc dacă fie și din greșeală, fiecare din aceste vehicule ar fi scăpat din greșeală, repet. Da, absolut. O monedă de un euro. Da. Înțelegi? Bă, a căzut. 316.608 vehicule. Da. Din 2016 aceste echipamente, adică sisteme de control nedistructiv, roboscan cu radiații ionizante, cu raze gamma. Deci aceste echipamente au fost stricate și nu s-au putut repara la timp. Da, au cedat. Iar din februarie 2018 aceste echipamente pur și simplu nu mai sunt autorizate pentru utilizare. A, deci au și expirat ele, au expirat. Deci durată de viață cumva. Ce? E cam bagul cu bilele, știi? Și una am pierdut și alta s-a stricat. Și cu scanerele, păi, s-au stricat și după aia... Au expirat. Bun, dar statul român nu a stat cu mâinile în sân. Nu poți să-l acuzi că a stat cu mâinile în sân. În 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a inițiat și derulat nu una, ci două proceduri de achiziție care au fost anulate, deoarece ofertele au fost declarate neconforme. Bă, noi am vrut... Intenția, gestul contează. Dar dacă n-au avut ce voiam noi, nu s-a găsit în lumea asta de cumpărat scanner cum voiam noi să cumpărăm. Înțelegi? La standard. Da, la standardele noastre nu s-a găsit nicăieri. Practic, numai noi avem graniță de asta cu ne trebuie un anumit tip de scanner și toate ofertele care au venit au fost neconforme, nu s-a putut cumpăra și de-aia nici n-am avut scanere și au continuat. Deci 150.000 de camioane au trecut pe an nescanate. Altfel Schengen. Da. Le scanăm manual. Păi așa au fost scanate manual. S-au uitat la ele. Scanare de țară, dar veni. Exact. Deci asta, aia au fost niște neconformități, dacă mă înțelegi, o extorsiune cu degajament de neconformitate. Eu sunt curios despre ce bani vorbim aici. De fapt, că Zav se gândea un euro scăpat. Da, eu am luat așa, zic, a scăpat din greșeală. Da. Bă, nu o să știm niciodată nu o să știm despre ce bani vorbim, da? Sunt bani adevărați aici. Lupta continuă, însă citez. Da, scuze-mă, îți dai seama că dacă n-auzi cineva din vamă râde acum de nu mai știe că n-auzi asta cu un euro. Da. De ce ai râd acum de nu e adevărat? Stai că tocmai au fost se închide procesul, știi că au arestat în urmă cu, am zis și la radio, nu mai știu exact unde, dar erau niște vameși care luau șpagă cu găleata. Uh-huh. La propriu. Și era, se închide procesul, da, gata? Da, se închide că s-a rezolvat prin Curtea Constituțională, cu legea, cu recursul alea, că nu știu ce, că a trecut timpul, că sunt... Expiră și... Amnistiați, că... Procesele astea. S-a dus. Uh-huh. De-aia e bine să aibă om o găleată la casa. Bun. Citez, precizăm că a fost inițiată a treia procedură pentru achiziția serviciilor de manipulare... mentenanță și reparații. Deci, băi, noi la proceduri de achiziție suntem buni. Din păcate e cu neconformități. Prin încheierea unui acord cadru pentru o perioadă de 4 ani pentru sistemele mobile tip RoboScan, iar în prezent această procedură este în stadiu de aprobare a documentației de atribuire și a strategiei de contractare. Asta o să dureze până când... Da, declara secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Attila Gheorghe, într-un document transmis Camerei Deputaților și citat de publicația Newsweek.ro. Dar, ghinion, cum ar zice cineva, uite că nu s-a rezolvat. Vama are în derulare, deci ANAF-ul, dar Vama are în derulare o procedură de achiziție de scanere pentru toate punctele vamale, toate, dar aceasta trebuie să parcurgă mai multe etape, fiind acum în avizare interinstituțională. Scrie Newsweek, că lucrurile trebuie făcute ca la carte, adică strângem hârtii până nu mai e nevoie. Da, eu știu când vor fi cumpărate, instalate și utilizate toate aceste scanere. Pot să bag mâna în foc. Când vom intra în Schengen și nu o să mai fie controle la frontieră, bravo. Mamă, să vezi ce de scanere o să cumpere.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.